Ok, deci bună numesc în Medici și bine au regăsit, fraților, la un episod. În episodul de azi vă voi prezenta 9 lucruri incredibile care chiar s-au întâmplat pe Brawl Stars, băi fraților. Mare, mare atenție că după episodul ăsta așa veți fi. Dar înainte ca episodul să înceapă, băi fraților, nu uitați să rupeți butonul așa de like, să facem la episodul ăsta un număr mare, mare, mare acolo de like-uri pentru susținerea mea acolo, să mă încurajați acolo, că când văd like-urile alea, bă, nu mă încurajez nimic ca like-urile alea și văd că în ultimul timp ați început să apreciați mai mult clipurile, așa că țineți-o tot așa pentru că mă aștept, adică mă încurajează și mi-arată, bă, că uite, la lume chiar îi place ce fac, așa că... Sau și mă uit la tine până când dai like, da? Hai acolo. Nu uitați de altfel, dacă sunteți noi pe canal, mă ajută enorm de mult să vă abonați la canal și să apăsați acolo pe clopoțel, pentru că astfel cresc abonații, știi? Și na, intri în comunitatea rainilor, este total, total gratis și le poți răzgândi oricând. Altfel, nu uita că mă găsești pe Instagram la adresa DariusMatey, poți să-mi dai acolo un follow pentru că nu mai am atâtica și fac și eu 50.000, poste story-uri de afară, Caterin, ca alea, mai vorbesc și cu voi, fără alte discuții, băieți. Hai să trecem în pâine, băi fraților, direct în clip. Primul lucru, care cred că îl știți cu toți, ați mai văzut bugul ăsta, dar oricum vreau să-l menționez, este că efectiv este un tip pe Brawl Stars, o să vi-l pun acum pe ecran, Joey Clip, care are, după cum vedeți, rank 34 pe Colt la 0 trofee. Contul lui se numește Joey Chip, după cum vedeți, și are rank 34 pe Colt la 0 trofee. Adică a făcut o grămadă de trofee, iar acum a ajuns la 0, îți dai seama. Și în mod normal treaba asta nu poți să o faci, deoarece mi se pare că la un moment dat, când începi să scazi sub 100 de trofee, nu-ți mai scade, adică îți dă minus 0 trofee într-una, ca și când ai avea 0 trofee. Dar tipul ăsta, ca să înțelegi, s-a folosit de un bug, a făcut el o scamatorie, să zicem așa, și a făcut cumva să fie șmecher, mă, și uite-te ce a făcut, că a făcut rank 0, dar mând de față bugul acela nu mai merge efectiv deloc, băi fraților. Următorul, 2, este un tip, vreau să vă uitați foarte, foarte atent la tipul ăsta pentru că e nebunie, a făcut o chestie, băi, chiar e incredibilă și chiar e de felicitat. O să intrăm pe Alexander, sincer nu mai știu care e faza cu el, dar o să mă uit acum. A, da, și tipul acesta, dacă ne uităm, mare atenție, dar un cont normal, dacă vă uitați așa, adică na, cât de cât ca lumea, are cât, are 20.000 trofee, nu e cine știe ce să zici, adică probabil mulți care vedeți clipul ăsta aveți și voi 20.000 de trofee, în fine, dar treaba e, dacă ne uităm foarte, foarte atenți, uitați-vă la 3 vs 3 victories, atât am de zis, uitați-vă la 3 vs 3 victories, are 100.000 de 3 vs 3 victories, 100.000 de 3 vs 3 victories, băi, verea, asta înseamnă o grămadă, efectiv nebunie ce se întâmplă aici, băi fraților. Și nu doar atât, mergem acum pe locul 1 global, da, dăm la leaderboards, dăm la global, dăm la locul 1, tipul ăsta are 23.000 de victorii, adică, băi, vere, foarte puțin, uite, pe lângă tipul ăsta are 49.000, vedeți, are mai multe, da, 100.000 de, uite, 35.000 de victorii, 26.000 de victorii, deci au o grămadă de victorii, oricum sunt o grămadă de victorii, dar nu, în niciun caz nu 100.000 de victorii, asta înseamnă o grămadă de ore, cred că chiar mai bine de, nu știu, o grămadă de ore, nu am chef să fac calcule că după aia vă luați de mine prin comentarii. 3 și următorul tip din acest videoclip este tipul acesta, Ray, Brawl Stars, probabil îl știți și voi, după cum veți, a arătat aici un cont, nu știu dacă e exact contul lui, a postat pe Twitter, a avut recordul să facă, mamă, cum e trebuie, uitați-vă și voi, atât am de să vă zic. Efectiv toate legendarele din joc, plus Shelly, băi fraților, are pe Spike, pe Crow, pe Leon, pe Sandy și pe Amber. Deci efectiv omul meu e bazat rău de tot. Ar fi avut 5 fără Shelly, pentru că pe Shelly oricum ți-o dă moca. Deci fiecare brawler care i-a picat a fost doar și doar legendară. Deci vă dați seama că și omul meu a avut noroc maxim, doamne să dea și mie Brawl Stars sau așa noroc, că aș rupe, mă crezi, aș fi rupere, nenorocie maximă, nu mai am ce face. Cruiară incredibil pe care poate să se întâmple și am vorbit și eu de treaba asta pe clip, probabil ați văzut mai mulți. Treaba e foarte, foarte simplă de explicat. În momentul în care știți că acum pe Brawl Stars sunt mape fan-made, adică făcute de fani, uite, de exemplu și acum trebuie să fie aici, dacă dăm noi pe info, vedem că este făcută de Levi. Levi, băiatul ăsta, din cauza că pusă mapa aici și oricui îi se postează mapa, tabloul principal, primește un cadou de la Super
Supercell și anume următorul Brawl Pass gratis. 170 de gemuri, total gratis, gen primește un mail de genul acesta, uitați-vă, primește așa donație de 170 de gemuri, mulțumim pentru munca ta grozavă la mapa Floody Dam, să zicem, și next Brawl Pass Izonas, adică următorul Brawl Pass este din partea noastră și i-au dat efectiv 170 de gemuri, pentru că omul, da, într-un fel a muncit, s-a chinuit să facă mapa aia și uite că în felul ăsta a fost felicitat de cei de la Brawl Stars și i-au trimis un cadou, așa poate să îi se întâmple oricui care postează mape, așa că why not, puneți-vă și faceți mape, că puteți să aveți acolo un noroc. Avem clanul ăsta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, băi fraților, și doar uitați-vă aici, în primul pe lângă că sunt câte 1, câte 0, 3, câte 0, 8, 6, câte 0, 32, câte 0, 3, câte 0, 93, câte numai câte uri peste câte uri, băi fraților, nu asta e treaba. Uitați-vă efect, dacă vă uitați aici pe contul ăsta, DHMS, are efectiv brawlers 46 din 46, are 46 de brawler, adică are toți brawlerii, efectiv 0 trofee pe cont, 0 trofee, dar i-are pe toți, o are efectiv și pe Bell. A gemat, i-a făcut cu gemuri, da, dar e, păi oricum, e... Cum să faci vere? 0, uite, are 0 win-uri, 0 solo, deci n-a scăzut, n-a făcut nimic. Are 0-0-0, dar toți bro ăștia vă dați seama că sunt făcuți cu gemuri și e destul de perseverent omul pe cont, dar e bine, e bine, băi, vere, e bine și chiar e ciudat. Pe lângă asta, dacă ne mai uităm, sunt o grămadă de săcături de-astea, după cum vezi, tot felul de conturi. Toate au la fel, brawlers 46 din 46, uite, DHMS. Vedeți, au 46 din 46, toate conturile astea sunt full maxed și ăsta, vedeți, toate sunt 46 din 46, ceea ce e foarte, foarte ciudat, uitați-vă, chiar și bro, deci vedeți, următorul lucru din acest top este să iei Shelly din Brawl Box, da, ați auzit bine, cineva chiar a reușit să ia Shelly din Brawl Box. Uitați-vă efectiv la tipul ăsta, se numește Ale 45 Bro in one video zihă, nu înțeleg ce înseamnă asta, probabil toți bro 45 bro într-un singur video deblocați și efectiv tipul acesta a reușit cumva, nu știu exact cum a reușit, să ia Shelly din Brawl Box. E nebun la cap, după cum vedeți, o ia și pe Nita efectiv, dar habar n-am încă cum, deci treaba asta nu poate să, nu știu, explicați-mi voi dacă înțelegeți, pentru că eu nu pot să-mi dau seama cum ia brawlerii ăștia de la Brawl Pass, probabil de la, cum se știe, de la Trophy Road, ia efect Brawl Box, nu știu exact ce a făcut, dar treaba asta este destul de ciudată, probabil este un edit, dar am zis să o pun așa la troll, oricum aici pe clip, și să ziceți și voi în comentarii, voi ce părere aveți. Cel de-al șaptelea loc din topul ăsta e destul de șocant. Băi fraților, după cum știți și voi și noi și toată lumea, skinul Star Shelly este un skin foarte rar care a apărut atunci și l-au primit jucătorii care au jucat în momentul dinainte de a se lansa global. Îl am și eu skinul acela Star Shelly și de atunci n-a mai fost lansat. Este unul dintre cele mai rare, dacă nu, cred că cel mai rar skin din Brawl Stars, băi fraților. Dar treaba e că în momentul în care Brawl Stars-ul s-a lansat în China, unii jucători, cei din China mai ales, adică toți aia din China, au avut acces la Star Shelly, după cum vedeți, și un tip și-a făcut din Europa, nu știu exact cum, și-a făcut acest contuleț, Star Shelly skin, vedeți, așa se numește clipul, să aveți un link în descriere, și-a făcut un contuleț pe China, vă rog eu, și-a făcut aici, după cum vedeți, e în limba germană, deci nu e în limba chineză, practic, dar, efectiv, uitați-vă ce a făcut, a intrat pe shop și are aici Star Shelly. Și clipul este, după cum cred că puteți vedea și voi, data pe 19 iunie 2020, omul meu a luat Star Shelly, băi fraților. Ireal, deci ireal, pe cuvântul meu, asta chiar mi se pare șmecherie maximă, în momentul de față cred că nu mai poți, dar efectiv omul meu a luat Star Shelly în 2020. Bine-s pe creier. 8, băi fraților, un youtuber rus a primit de la abonații săi un cont, de la unul dintre abonații săi un cont, care efectiv omul are un mesaj în inbox. De fapt, știi ceva, vorbele sunt de prisos, hai să vă arăt. Este tipul ăsta Holdic, o să vă las un link de scriere de la clip. Dacă intră el pe inbox, după cum vedeți, este un cont de 158 de trofee, nimica ciudat, bla 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 bla. Dar dacă intră el pe trofee, bine, clipul este destul de vechi, după cum vedeți, din 15 ianuarie 2020. Dacă intră aici la, cum se numește, în inbox, după cum vedeți, are un mesaj de 5 zile, aici unde arată zile, 5 zile, și mai are un mesaj sau de 5-4 zile, în fine, în rusă e destul de ciudat, și mai are un mesaj de 18.276 de zile, băi fraților, asta este foarte ciudat și probabil este un bug sau ceva, băi fraților, nu știu exact ce înseamnă treaba asta în translate, dar după ce a apăsat pe el, adică este un cont foarte, foarte vechi sau unul dintre chiar primele conturi de pe Brawl Stars, dar nu știu de ce arată 18.276 de zile, și dacă, efectiv, în momentul în care a dat climb, i-a făcut, a primit-o pe
Star Shelly. Ești nebun la cap, adică omul s-a făcut mișto rău de tot. Probabil el a primit atunci mail-ul ăla și nu știu de ce inbox-ul ăla și probabil n-a mai intrat pe Brawl Star și nu știu, i s-a făcut smecheria asta. Nu știu exact cum s-a întâmplat. Dacă știți voi, puteți să-mi explicați în comentarii, dar e ceva destul de nebun. Iar acum pe ultimul loc, ultimul, dar nu cel din urmă, am zis să mă pun pe mine, mai exact pe prietenul meu Mario, care a apărut la mine în episod. Băi, fraților, într-un box opening, într-o bătălie a boxurilor, uitați-vă ce a pățit fratele meu Mario. A deschis boxuri, s-a apucat să deschidă boxuri, băi fraților, mare atenție. Iar acesta a avut 3 iteme rămase din Big Box, băi fraților. Și pe lângă treaba asta, e ca și când ar fi avut 8 iteme. Stai așa. Da, 8 iteme în Mega Box. Deci vă dați seama, maxim noroc. Și uitați-vă efectiv ce a primit pe lângă asta. Pe lângă asta ce a primit, uitați-vă. Deci în primul rând a primit el prim. Uitați-vă. Și reacția lui e. După care s-a dus mai încolo și l-a mai luat pe Carl și mai are încă una în loc. Uitați-vă efectiv și la el, a nebunit. Și aici, bă, îl înțeleg total. Și eu aș fi făcut la fel, ești nebun la cap. Și uitați-vă acum, băi fraților. Nici lui nu vine să creadă, eu cream că mă prankuiește. Și când deschide ultimul, efectiv, ia vedeți aici, mare crow ce a picat la al meu. Deci, bă, dați-vă seama că a fost mare noroc în seara aia pe Mario și nu cred că se va mai întâmpla așa ceva în viitorul apropiat. Nu știu câți li s-a întâmplat din lume, băi fraților, să pățească așa ceva, dar oricum, nebunie maximă. Cam asta a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți durașul acela de like, să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Eu am fost Matey, v-am pupat, ceau!